Bună ziua și bine ați venit la noi, la această conferință de presă. Vă mulțumim că ați răspuns invitației de a fi prezenți acum. În momentul ăsta pe care noi considerăm un moment de evaluare a activității noastre pe parcursul turului de campionat. Aș începe cu a vă reaminti care sunt performanțele clubului nostru în acest tur de campionat. Tur de campionat care a început undeva în jurul datei de 1 septembrie. Așadar, am început în acest campionat cu trei echipe de fotbal, de fete. Echipa de senioare care face parte din campionatul Ligii a doua de fotbal feminin. Echipa de junioare Under 15, antrenată de colegul meu Ioan Deaconu, și echipa de junioare Under 13, antrenată de Vlăduț Tomescu, din nou un coleg de-al nostru, un profesor de educație fizică și sport. Fiecare dintre cele trei echipe sunt angrenate în campionatul specific vârstei. Am început cu echipa de junioare Under 15, primul meci, au venit rezultatele pozitive imediat, lucru care ne dă încredere și privim spre viitorul echipei de senioare, urmărind evoluția acestor junioare. Acum, la finalul turului, pot spune că echipa de Liga a doua se clasează pe locul al doilea, cu un număr de 15 puncte din 6 partide. O singură înfrângere am avut. Suntem încrezători în menținerea acestei poziții și poate că putem să avem o evoluție și mai bună în retur, astfel încât să accedem și spre prima poziție. Obiectivul nostru declarat la începutul campionatului pentru echipa de Liga a doua a fost podiumul, locurile 1-3. Momentan suntem în grafic și sperăm să putem menține și să terminăm la sfârșitul campionatului cel puțin pe locul 3. Pentru echipa de Under 15 ne declarăm foarte mulțumiți. Echipa este pe primul loc la finalul turului și chiar dacă nu am avut un obiectiv propus, acum văzând că lucrurile merg bine, suntem dispuși să credem în șansa noastră de a finaliza campionatul pe locul 1 și de a merge la turneul final cu această echipă de junioare. Bine stau lucrurile și la Under 13, unde echipa este pe locul 2. Așteptăm turneile de retur, astfel încât să vedem, poate încercăm chiar și la această grupă mică să prindem locul 1 și să mergem la turneul final. În mare, ne declarăm mulțumiți de evoluția tuturor jucătoarelor. Lucrurile astea s-au obținut cu eforturi mari, atât din partea noastră, cât mai ales din partea fetelor. Am început această conferință de presă fără a prezenta colegii pe care am lângă mine. În stânga mea, jucătoarea Maria Caia, în dreapta mea, Bianca Calistru și lângă ea, doamna psiholog Elena Chelmuș. Suntem aici ca reprezentanți ai clubului, dar în spatele nostru se află mult mai mulți oameni, încă vreo 4-5 oameni de staff, plus încă vreo 50 de fete de la cele trei grupe de junioare. Dacă e să vorbim despre planurile de viitor imediate, pot să vă spun că chiar dacă echipele sunt în vacanță, au luat vacanță acum, ne pregătim în continuare pentru câteva activități care nu sunt competiționale, dar care implică prezența fetelor și prezența noastră și atitudinea pozitivă pe care încercăm să o menținem. Mă refer la fotbalul cu jucării pentru copii, acțiune ce va avea loc pe 11 decembrie în sala polivalentă din Roman și unde echipa noastră de Under 15 va fi prezentă pentru un meci demonstrativ cu o grupă de băieți. Ni s-a cerut participarea și cu drag am acceptat-o și sperăm să iasă o treabă foarte bună. De asemenea, Federația Română de Fotbal prin proiectul Fotbal și Feminitate organizează în perioada 18-20 decembrie la Odor Heiu Secuiesc un turneu de fotbal de sală pentru pitice, ca să spunem așa, fete Under 11 și Under 13. Vom fi prezenți acolo cu amândouă grupele pentru a
descoperi tainele fotbalului și cele mai mici, care până acum poate nu au reușit să ajungă într-un sistem condițional care să le pună, să le testeze achizițiile motrice pe care le-au avut până acum. Cu privire la viitorul echipei de Liga a doua, fiindcă ea este cea mai importantă echipă din cele trei, cred că vom reuși să menținem lotul pe care l-am avut în tur. Mai mult decât atât, ne dorim să mai aducem una, două jucătoare pe posturile deficitare ale noastre. În tur am avut, pe lângă lotul de jucătoare pe care îl avem al nostru, am avut două achiziții. Mai bine zis, am continuat un împrumut pe care l-am avut de la echipa de Liga 1, Heniu Prundu Bârgăului, prin jucătoarea Valentina Vaman, și acum pentru acest campionat este jucătoarea noastră, sub formă de împrumut de la această echipă. Și am reușit să facem și un transfer din Republica Moldova, de la echipa de la Bălți, Alexandrina Maidanskaya, jucătoare, un mijlocaș central bun, pe care l-am descoperit și pe care l-am dorit și a venit la noi la începutul turului de campionat. Dacă putem să vă stăm la dispoziție cu întrebările noastre. V-aș întreba, nu știu că deja băie de vie, deja băie talent, dacă nu știu să le finanțare. Ați spus de așa ceva pe parcurs? Da, principalul nostru sponsor sau principala noastră sursă de finanțare a fost Consiliul Județean pentru un proiect accesat prin legea 350. Am obținut o sumă de bani considerabilă cu care încercăm să reușim să ducem la bun sfârșit acest campionat. S-a fixat data de începere pentru retur? Nu, încă nu s-a fixat, din ce cred undeva în jurul, la începutul lunii martie o să înceapă returul campionatului. Da, pentru Cupa României? Nici pentru Cupa României. Adresarul e stabilit? Da, nu să, încă la, suntem calificați în optimile Cupei României. Este ultima treaptă unde împerecherea se face pe bază de criterii geografice și vom juca cu Navobiaș, fiind cea mai apropiată echipă din zonă calificată în faza optimilor. Ne dorim și acolo să ajungem cât mai sus. Pentru noi este prima dată când reușim să ajungem în optim și dacă am ajuns aici, încercăm să mergem cât putem de sus. După această fază vor veni echipe puternice, echipe de Liga 1, dar suntem dispuși să încercăm să ne luptăm de la egal la egal și cu echipele astea. În vară chiar am avut o experiență plăcută într-un joc amical cu echipa de Liga 1 de Universitatea Galați. A fost o dublă pozitivă, un joc la Galați și un joc la Roman, și ne-am ținut noi, spun eu, destul de bine, astfel încât rezultatul a fost apropiat. Cum a fost pentru voi școală, antrenamente, rezultate, deplasări? Aș vrea fiecare dintre voi să răspundă, vă rog. O să încep eu. Eu am terminat liceu cu 4 ani. Din punct de vedere, și eu nu este greu. În schimb, muncim, antrenăm fiecare zi și mergem mai departe. E așa de simplu? Nu, să știți că nu e simplu. Avem 4 antrenamente pe săptămână, trebuie să fim prezente. Și antrenamente sunt dificile uneori. Meciuri nu este ușor. Faceți sacrificii? Și care ar fi acestea? Da, facem sacrificii foarte mari. Noi, mai mult antrenori. Și ele fac sacrificii prin prisma faptului că, nefiind jucătoare profesioniste, ele sunt jucătoare amatoare, și faptul că le cer să fie prezente la majoritatea antrenamentelor, de exemplu în cazul fetelor care nu mai sunt într-o formă de învățământ,
Este foarte dificil pentru că ele nu reușesc să-și găsească un loc de muncă astfel încât să poată participa și la antrenamente. Deci sacrificiul este din punct de vedere financiar, în cazul de față nu lucrează pentru a putea să ajungă la toate antrenamentele sau avem fete care lucrează și se învoiesc jumătate de oră, o oră să poată ajunge la antrenament. În momentul ăsta nu putem să trecem la o formă de fotbal profesionist, este mult mai dificil și implică multe, multe cheltuieli pe care niciun club din Liga a doua nu și le permite în momentul ăsta. Cel mai simplu este pentru elevi, cum e Bianca, ea fiind elevă vă poate spune din prisma fetelor care încă învață, cumva le-am stabilit un program care să nu le afecteze nici programul orar și nici studiul pentru a doua zi. Bianca, ia spune-ne cum te descurci tu și cu școala și cu fotbalul. Într-adevăr este puțin cam obositor, ne ia cam mult din timp, din timpul nostru personal, dar dacă am ales să facem asta, o ducem până la capăt și îmi place lor. Nu e așa complicat. Adică dacă îți organizezi timpul oarecum, reușești și o duci până la capăt. Munca noastră, sau când spun a noastră, mă refer la întreg staff-ul, nu se limitează numai la pregătirea antrenamentelor, la a discuții individuale cu fetele, la a stabili nivelul de pregătire la care se află fiecare, ci o parte din noi fac acea muncă de după antrenament și aici mă refer la doamna Elena Chelmuș, care de fapt munca dumneavoastră începe abia seara când vorbește cu fetele, cum se simt, ce probleme mai au, ce neînțelegeri, ce bucurii și așa cum i-am cerut încă de la începutul colaborării noastre, reușește să mi le aducă la antrenamente liniștite și optime pentru a fi concentrate și a obține rezultate bune. Pentru că dacă se întâmplă în viața oricărui sportiv să vii la un antrenament și să fii cu gândul în altă parte, achizițiile sunt aproape spre zero sau mai rău se pot produce accidentări, ceea ce chiar nu ne dorim, fiindcă și la capitolul ăsta am avut câteva experiențe destul de serioase și din care încercăm să învățăm și noi și să învețe și fetele. Mai precis, avem o jucătoare sau este prima dată de când am început să și ne-am confruntat cu această problemă, o jucătoare accidentată destul de serios, cu ruptură de ligament antero-interior la piciorul drept în timpul unui joc din campionat, în etapa a treia de la Fălticeni. Încercăm să o recuperăm, dar lucrul ăsta implică în mod obligatoriu operație. Deja a făcut consult la Bacău și se pare că spre sfârșitul lunii decembrie se va opera. Urmează după această perioadă, după această operație, o perioadă de recuperare undeva spre 5-6 luni în care jucătoarea chiar are nevoie de sprijinul nostru și al kinetoterapeutului. Ne bazăm pe dorința ei de recuperare și sperăm că cel târziu, la începutul campionatului următor, să o avem 100% aptă de antrenament și de joc. Andrata Blânaru, o jucătoare pe care am descoperit-o la Rosnov, extraordinară, o jucătoare găsită nu din întâmplare, dar găsită undeva unde fotbalul feminin nu ajunsese, dar ea cu un talent născut și antrenat de băieții din sat ajunsese la un nivel bun și am insistat să o aducem cu ceva eforturi aici, am reușit. Una peste alta a venit această accidentare și cumva elanul ei s-a mai tăiat, dar încercăm să o readucem pe, din punct de vedere medical, pe linia cea dreaptă. Și din celelalte puncte de vedere, cum aduceți pe linia cea dreaptă, spuneți-vă, pentru că vă gândesc în căderea încrederii contractului.
Da, contează foarte mult. Chiar după ce s-a accidentat, m-a susținut tot timpul. Avem discuții cu ea și domnul profesor, care are o experiență în ceea ce ține accidentarea, și o să aibă nevoie și mai mult în perioada de recuperare. Perioada de recuperare, plus că după trei săptămâni de pauză totală, ea își va pierde din abilități și ușor, ușor, eu cred că o să reușim să o ținem cu moralul ridicat ca să înceapă recuperarea, să o ducă la capăt așa cum trebuie și în retur să o avem jucătoare foarte bună de joc. Bianca spunea despre faptul că nu e așa de dificil, suntem, ne place și mergem înainte. Aș vrea să vă spun ce înseamnă o zi acestor fete care vin și la școală și multe dintre ele fac naveta în statele din împrejurimi. Ele la ora 7, 7 și jumătate, poate chiar mai devreme altele, sunt în oraș. Merg la școală, termină orele la ora 1 și jumătate, la ora 2 sau la ora 2 fără 10, merg la sală pentru antrenament. Antrenamentul durează până la ora 3 și jumătate, 4 fără, când se îmbracă și pe fugă ajung la autobuz. Ajung acasă, unde trebuie să-și facă temele sau poate că fiecare cu povestea de viață mai trebuie să o ajute pe mama sau mai au și alte treburi de făcut pe lângă casă. Nu știm când mănâncă, ce mănâncă, cât de odihnite sunt pentru acel antrenament și după pentru temele de-a doua zi. Eu cred că asta înseamnă pasiune și asta asta m-a admirat foarte mult la ele și de asta am rămas aproape de ele tot timpul. Referitor la alimentație, există vreun program special pe care fetele îl țin pentru a avea forțe? Din păcate nu și aici nu avem încă soluții cu privire la alimentație, nici măcar la vitaminizare, nu stăm foarte bine. Încercăm să ne limităm în ceea ce avem. Singura masă pe care ele o primesc din partea clubului este masa de după meci. În rest, se alimentează fiecare pe forțele proprii. Le mai vedem și le mai certăm unde poate uneori prin pauză, dacă le vedem cu un suc acidulat sau cu cartofi prăjiți, dar na, neavând ce să le oferim noi, în schimb, ceva sănătos, na, nu putem să le cerem mai mult decât atât. Exemplul pe care îl dau ele juniorilor, fetelor mici, este foarte mare și aici aș vrea să mă refer la faptul că începem să găsim prin intermediul colegilor noștri, profesori de sport, prin sate, sătuce, fetițe care joacă și asta ne bucură extraordinar de mult. Chiar de curând am găsit o fetiță de clasa 4-a în Văleni, un sat pe care noi nu l-am vizitat și nu credeam că acolo chiar pot fi talente. Ăsta este un singur exemplu, dar sunt convins că prin sate mai sunt fetițe care joacă și care cu o șansă pot ajunge să facă performanța pe care ele, la care ele au ajuns sau mai mult decât atât. O să păstrăm legătura cu profesorii de educație fizică, pentru că sunt cei mai apropiați de fetele și de copiii din orice localitate, astfel încât să nu ne rateze niciun talent și să-l aducem și să-l prelucrăm astfel încât să putem scoate cât mai mult de talentul respectiv. Ce pentru despăși în 2020? De obicei nu sunt foarte pozitiv, eu zic că sunt realist și cei din jurul meu zic că sunt mai pesimist. Îmi doresc, așa cum am spus, pentru echipa mare să ne menținem pe locurile 1-3. Deja văd că celelalte echipe și faptul că sezonul trecut am fost o echipă care a ajuns până la baraj, ne-am făcut un CV și toate celelalte echipe și am simțit lucrul ăsta, ne tratează
foarte serios, indiferent de locul pe care îl ocupă, se motivează când înaintea meciului nostru și uneori lucrul ăsta ne creează probleme, fiindcă întâlnim adversari foarte motivați. Așa cum, cum v-am spus, îmi doresc să ne menținem cel puțin locul 2 pentru, Liga, pentru echipa de Liga a doua. Cu gânduri la promovare deocamdată, nu... în primul rând, nu avem o stabilitate financiară și, în al doilea rând, trebuie să creștem, să ne coacem și când vom fi pregătiți și din punct de vedere sportiv și din punct de vedere financiar, vom face pasul spre Liga 1. Nu vreau să ajung acolo nepregătit și să rezist doar un sezon. Să fim pregătiți și vom ajunge și acolo. Am încredere că proiectul ăsta al clubului de fotbal feminin Vulpițele Galbene va continua cât mai mult și din ce în ce mai bine. De aceea nu mă grăbesc. Din punctul meu de vedere, lucrurile trebuie să meargă încet, treptat și sigur. Corele pe lungă și eram târâra. Când flăcăi în joc s-a vântă, hop, și era așa. Pe bătut e trop și trop, măi, și-aram târâra. Zici cu lotă-o lua ca foc, măi, hop, și era așa. Hăi, hăi, faci și suc și stai departe. Că meșai udă în spate, că meșai udă în spate, hop, și era așa. Colbui colo sus în oră, flăcăi s-o prins ca-n zboră. Flăcăi s-o prins ca-n zboră, hop, și era așa. Colbui colo sus în oră, flăcăi s-o prins ca-n zbor. Fetele sta florile, măi, șairam, tiri-tiri-da. Când învârtesc horile, măi, hop, șaiar așa. S-ar șurba din ochi-n cuță, șairam, tiri-tiri-da. Libati vântu-n bertuță, hop, șaiar așa. Hai, hai, veseli mândruțele, vin flăcăii după ele, vin flăcăii după ele, hop, șaiar așa. Joacă așa frumos în doi, cum se joacă pe la noi, cum se joacă pe la noi, hop, șaiar așa. Joacă așa frumos în doi, cum se joacă pe la noi. Ia ca babiliți deoparte, șairam, tiri-tiri-da. Câliți în ei, junghiu-n spate, hop, șaier așa. Juca odată împreună, șairam, tiri-tiri-da. Ca florile din conună, hop, șaier așa. Hăi, hăi, dar moșnejii nu se-n lasă. Junghiuriliță-n acasă, junghiuriliță-n acasă, hop, șaier așa. Ușur el mai pipătut, ca brăduței de pe munte. Ca brăduței de pe munte, hop, șaier așa. Ușur el mai pipătut, ca brăduței de pe munte. Copii în joc s-adună, șairam, tiri-tiri-da. Și-nvață fureastră bună, hop, șaier așa. Bucură strângă cu foc, șairam, tiri-tiri-da. Lumea toată la un loc, hop, șaier așa. Hăi, hăi, și bărbații și nepoții, mânând din mână ca frații, mânând din mână ca frații, hop, șaier așa. Bărbați fii mei gospodari, dar scăi popă și primari, dar scăi popă și primari, hop, șaier așa. Bărbați fii mei gospodari,